Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut, sunt pastorul lui Gimitsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Aș vrea să citesc din Scriptură un singur verset și timpul care a rămas aș vrea să-l folosim pentru, pentru predică. Cuvântul pe care vreau să-l citesc din Scriptură este Proverbe, capitolul 6, versetul 23. Așa cum stați pe bancă, pe scaun, vă rog frumos să ascultați cuvântul. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Amin. Predica pe care o să spun în această dimineață se numește Războiul Educației. Lumea în care trăim este dominată de informație. De aceea, războiul contemporan este un război al informației. Conducere în general, conducere în familie, în biserică, în societate, în politică, în finanțe, conducere în general înseamnă influență. Iar influența se câștigă prin informație, prin educație. Lumea a fost condusă de două mari puteri, Biserica și statul. În ultimul timp a apărut o a treia mare putere, mass media. Statul a îmbrățișat-o și, prin asociere cu ea, a devenit foarte puternic, influențând oamenii și conducându-i. Așa a apărut ateismul, așa a apărut umanismul și așa a apărut toate celelalte curente care au influențat oamenii și, prin informație, au fost conduși unde n-au vrut să fie conduși. În felul acesta s-a ajuns astăzi la o situație dezastroasă în plan internațional. De ce? Mass media conduce astăzi lumea. Statul s-a asociat cu ea. Statul, în general, e format din oameni necredincioși. Biserica s-a rezervat de media. În ultimul timp, a înțeles că poate fi folosită și bine, nu doar rău. Și s-a asociat și Biserica cu media. Așa se face că astăzi există Biserica Virtuală prin internet. Mai mulți oameni ne ascultă prin internet decât sunt aici în sanctuar, la serviciile divine, în mod deosebit, duminica. Ei bine, Biserica poate deveni influentă folosind media, prin televiziune. Noi avem un proiect în România și zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni ascultă Evanghelia. N-am fi reușit altfel să le spunem despre Isus. Lumea în care trăim înseamnă influență. Copiii noștri sunt influențați și ei sunt educați prin influență. Pentru că primul factor care afectează omul este influența. Produsul influenței se numește educație. Produsul influenței se numește mentalitate. Copiii noștri au mentalitatea pe care o au pentru că programele de la televizor și de la internet construiește în mintea lor o anumită mentalitate. Mentalitatea lor e în conflict cu mentalitatea părinților uneori, de aceea există ceartă și neînțelegere între generația părinților și a copiilor. Ei nu sunt educați în spiritul nostru. Ei nu sunt educați în cultura română, nu sunt educați în limba română, nu sunt educați în teologia specific românească. Pe ei afectează o altă sferă de influență, de aceea sunt altfel de oameni. Primul lucru pe care vreau să-l spun este angajamentul educației sau angajamentul învățăturii, pentru că esența educației este învățătura. Dumnezeu a creat lumea și o conduce prin structuri de autoritate. A creat guvernul și Biblia ne spune să fim respectuoși față de liderii din societate a creat școala și Biblia ne spune să ascultăm pe profesor, pe dascăl, pe pedagogi. A creat locul de muncă, serviciul, locul unde ne câștigăm pâinea și Biblia ne spune să fim ascultători de șefii noștri, de managerii noștri. A creat biserica și scriptura ne spune să ascultăm, să respectăm, să dăm cinste pastorilor. A creat familia și Biblia ne spune să ascultăm de părinți și să le dăm cinste. Ideologia pe care o promovează media este cea care conduce lumea. De aceea, toate aceste structuri de autoritate, guvern, școală, serviciu, familie, chiar și biserica, devine subordonată în mod inconștient și involuntar mass mediei Lumea nu-i condusă astăzi de evanghelie. Lumea e condusă astăzi de Hollywood. IEșiți pe stradă, mergeți în downtown, în centrul orașului, uitați-vă la felul în care se îmbracă oamenii. Uitați-vă la partea acoperită și dezgolită din trup și veți vedea niște oameni care au o altă mentalitate. Uitați-vă cum își aranjează părul și veți constata că ne confruntăm cu oameni care au altă mentalitate. Uitați-vă pe ce își cheltuie banii, ce fac duminică dimineața, când vii la biserică, stau în linie să alerge. Astăzi oamenii vor să nu mai moară, să nu mai îmbătrânească, de aceea sport, sport, sport. Eu fac sport, îmi place sportul, vă încurajez să faceți sport, e bun pentru sănătate, dar nu duminică dimineața. Nu duminică seara, nu face sport în ziua lui Dumnezeu. Ai șase zile să faci sport. Vino și te roagă, vino și te pocăiește. Într-o noapte vei fi cuprins de durere, de necaz. Un necaz va veni peste tine și peste casa ta. Și te vei ruga. Cui? La un Dumnezeu pe care îl neglijezi și pe care îl înlocuiești cu mișcări sportive și fizice. Vino la biserică duminică dimineața. Învață-ți copiii să vină la biserică duminică dimineața. Iai cu dumneata. Lumea e condusă de Hollywood. De aceea trăiește în perspectiva Hollywoodului. Schwarzenegger, Stallone, Van Damme și alții ne educă copiii. Fac din ei boxiori. Fac din ei atleți sportivi. Fac din ei oameni de, de, carte. Dar nu fac din ei oameni lui Dumnezeu. Aduceți-i la biserică. Puneți-i în contact cu Scriptura, cu rugăciunea, cu postul. Învățați-i esența smereniei învățați să salute, învățați să fie respectoși, învățați să fie oameni, nu doar intelectuali, nu doar sportivi, nu doar campioni, să fie oameni. Oamenii vor popula cerul. Oamenii născuți scuze, nou. Însă lumea astăzi este condusă prin influență. Cine, au, cine mă aude pe mine predicând astăzi? 500 de oameni. Și încă 5-600 prin internet. O mie de oameni mă aude pe mine. Cine îl vede pe joarțe negăr atunci când joacă în filmul, nu știu care, pușcă cu 10.000 de gloanțe? Îl vede o lume întreagă și copiii noștri vor să aibă muști ca el și nu-i rău să avem muști. Dar ce facem cu ei? Lumea astăzi este influențată de Hollywood și este condusă de Hollywood. Pentru că biserica nu mai are bani să iasă pe piață cu televiziunea, cu internetul. Biserica nu știe să predice decât aici, la trei oameni care vin la adunare. Biserica e prea comodă să meargă afară să predice despre Hristos. Biserica nu are timp. Biserica nu mai are bani. Biserica are bani doar pentru jumătate din proiectul ei. Spunea David: Dă-mi o casă, vreau să-ți fac o casă. Două părți ale proiectului lui David. Angajamentul învățăturii este să înțelegem dacă vrem din copiii noștri să iasă oamenii ai lui Dumnezeu, trebuie să influențăm prin informație biblică. Trebuie neapărat să creăm în mintea lor o mentalitate biblică prin informație. Prin informație se ajunge la credință, prin informația din Biblie. Vrem să avem copii credincioși timp în care toată ziua se uită la filme. Filmele nu te fac credincios. Nu vorbesc neapărat împotriva lor. Nu mă interesează. Vorbesc de faptul că informația acestei cărți trebuie pusă în mod constant în mintea copiilor. Trebuie să ne facem timp pentru asta. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint este alternativa educației. Învățătura e o formă de educație. Ea creează caracter și principii, mentalitate. Conducere înseamnă influență, așa cum aminteam, ori informația creează influență. Aduceți-vă aminte, când vor întreba copiii voștri ce înseamnă aceasta, observați, copiii sunt curioși. Când te vor întreba, de ce te închini? De ce închizi ochii când te rogi? De ce ridici mâinile când cânți? De ce vii de la 5 la rugăciune dacă slujba e la 6? De ce vrei să fii punctual, tati? De ce nu te duci la 10 jumate la biserică? Iertați-mă! Știți de ce? Trebuie să le spunem copiilor noștri de ce avem aceste principii. De ce postez joia? Tati, postez joia pentru că... Dar dacă nu postezi joia, copilul nu te va întreba. Și dacă nu te va întreba mentalitatea lui, nu va avea conceptul de post, pentru că nu te-a văzut și pentru că nu te-a auzit. Și când vei fi mare, va veni la biserică și nu va înțelege viața de biserică și nu o va suporta. Pentru că șapte ani a avut o mentalitate diferită. Ieremia 35 cu 6 8. Astfel noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recap, Tatăl nostru. Noi nu bem vin toată viața noastră. De ce? Pentru că în copilărie Tatăl nostru ne-a informat și prin informație ne-a influențat și prin influență ne-a condus. Prin informație influențăm și prin influență conducem. Spre cine? Spre Dumnezeu sau spre orice altceva? Copiii ăștia n-au băut alcool. Pentru că în copilărie tata le-a spus, nu beți alcool că e păcat. Dacă astăzi vei spui copilul, dacă îi spui copilului că nu-i rău nici bine, știi ce va alege? Să bea, că-i dulce. Și se va conforma colegilor lui care nu s mântuiți. Și va ajunge cum va ajunge. Și vei spune după aceea că nu-i biserica bună și nu-l educă. Educația este procesul de influență care nu e într-o zi, ci e în fiecare zi, care se petrece prin educație. Părintele are calitatea de mentor și copilul are calitatea de student. Pastorul are calitatea de mentor, membru are calitatea de student. Liderul social are calitatea de mentor, cetățeanul are calitatea de student. Profesorul are calitatea de mentor, studentul are calitatea de student. În orice sistem de educație e un mentor și un ucenic. Astăzi, Tendința psihologică a acestei societăți vrea să-l facă pe părinte ucenic și pe copil mentor. Nu-ți dă voie să-l cerți, că-l abuzezi pe micuțu. Nu-ți dă voie să-l pedepsești, că-l abuzezi pe micuțu. Și de când se naște, el conduce casa. El spune ce se cumpără în casa aia, el spune care-i programul acelei familii. Nu mai e tata, ci e copilul. Copilul a devenit mentor, iar mentorul a devenit ucenicul. A devenit, da, săr, da, domnule, ce să fac? Și copilul spune, ce să faci? Păi unde vom ajunge cu o lume condusă de copii? De poliție și de psihologi, care ne spune, nu punem în apel că ți-l iau. ți iau și tot asta fac din el. Ce faci tu dacă mă asculți? Adică nimic. Rolul părintelui este să învețe. Învățați pe copiii voștri Calea pe care 22 cu 6 învață pe copil calea care trebuie să o urmeze. E responsabilitatea părintelui. Stimată familie Bujdei, Simonia Xas și Toma, învățați-vă copiii legile Domnului. Evenimentul acesta de astăzi nu are prea multă importanță dacă nu rămâneți lângă Evanghelia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vinde binecuvântarea într-o zi. Dumnezeu o dă în fiecare zi celui care trăiește cu el. Noi nu venim o dată în viață la biserică și luăm binecuvântarea de la Dumnezeu și suntem binecuvântați în neascultare, în nepocăință și într-o viață personală de ateu și de umanist. Noi trebuie să trăim cu Dumnezeu și lângă Dumnezeu în fiecare zi. Atunci Dumnezeu ne binecuvintează. Rolul părintelui este să învețe, rolul copilului este să asculte. Ne întâlnim aici cu o echipă. Mentor învață ucenic sau student, ascultă. Nu întotdeauna problema e la mentor, uneori e la student. Pentru că un copil va ajunge în viață ceea ce îl determină doi factori majori. Zestrea nativă cu care se naște, numită temperament, se nasc, sunt unii copii răi, au sângele rău în ei. Bagi educație în el și nu se lipește. Ai doi copii, unul ajunge ceva și unul ajunge nimic. Pe amândoi ai educat la fel. Asta este zestrea genetică, numită temperament. Ăsta nu ascultă, ăsta tot timpul e cu ochii pe prostii, ăsta nu-i trebuie rugăciune, ăsta nu-i trebuie biserică, nu-i trebuie, nu trebuie școală duminicală. Al doilea factor este educația prin influență și influența prin informație. Folosim informația ca să influențăm și să conducem. Folosim informația ca să influențăm și să conducem. Conducere înseamnă influență. Influență înseamnă a informa. Nu i spune copilului să nu mintă și va minți. Și dacă îi spui, câteodată nu-i suficient. Mai ales dacă face parte din a doua categorie. Una dintre manifestările anormale ale vremurilor noastre este neascultarea de părinți. Uitați ce spune cuvântul Domnului Timotei 5 cu 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși. Să se deprindă e un proces. Să se deprindă înseamnă să se obișnuiască, să se învețe, să se disciplineze, să se instruiască. Cine instruiește? Vecinii? Pastorul? Profesorul? Nu! Mentorul numărul unu tata și mama. Ce trebuie să se deprindă să facă? Să fie evlavioși. Nu doar intelectual, nu doar musculoși. Evlavioși. Evlavia se face venind la biserică, citind Biblia, fiind modest, formându-ți un caracter ca al lui Hristos. Și la asta trebuie să lucrezi o viață. Și o viață e puțin. Să fie Vlavioși față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților. Dragi copii, cei care mai aveți părinți în viață, aveți obligația să răsplătiți efortul părinților. Nu aveți dreptul să puneți notă părinților. Părinții au dreptul să fie răsplătiți prin statutul de părinte, nu prin performanța de părinte. Pentru că un copil rău niciodată nu va accepta că tata a fost bun. Dacă l-a pus să învețe Biblia, versete pe din afară, dacă l-a învățat să se roage, dacă l-a chemat la biserică, tata n-a fost bun, că trebuia să-l lase la discotecă, atunci era bun. Dacă l-a pus în vețe, n-a fost bun, că trebuia să-l lase mai mult la fotbal. Așa era bun. părinții sunt bun dacă te lasă în pace, doar te sponsorizează. Oamenii lui Dumnezeu, cartea aceasta definește existența. Cartea aceasta vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Cartea aceasta ne duce în cer. Cartea aceasta ne face oameni și familii de treabă. Nu vă îndepărtați de ea. Nu ascultați de psihologia socială. Nu faceți din copii mentori și nu deveniți sclavi lor. Manifestați autoritate în casele dumneavoastră. Atunci când copiii s-au căsătorit, lăsați-i în pace după aceea. Pentru că e suficient 20 de ani cât ați avut la dispoziție. În vremurile din urmă vor fi vremuri grele, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, neascultători de părinți. Trăim într-un context în care copiii nu mai ascultă. Știți de ce? Pentru că au alternativă a Hollywoodului. Și mai ales în țara aceasta, cu o diversitate religioasă absolut ieșită din comun. Copiii noștri mergând la școală. Colegul de bancă e musulman, celălalt de lângă este budist, celălalt e confucialist, celălalt e satanist, celălalt este ateu și copilul nostru are 5.000 de alternative. În, Bis în România era ori ortodoxi, ori pocăiți. Atât! Aici sunt alternative și reîncarnarea și nepierderea mântuirii și altele și altele devin alternative pentru copiii noștri. Și spun, nu mai, biseric, nu mai merg la biserica de români, pentru că e lung programul, trei ore. Eu nu vreau să mă rog trei ore, vreau să dorm trei ore, vreau să mănânc trei ore, vreau să mă odihnesc trei ore, vreau să mă uit la computer trei ore, dar să mă rog cinci minute doar. Ok, tati? Că nu mai merg deloc. Și tot scurtăm programul, și tot scurtăm programul, și tot scurtăm rugăciunea, și nu mai divertisment, și nu mai pantomime, și nu mai, nu mai, nu mai, dar nu ne mai rugăm, nu mai postim și nu ne mai place pocăința. De ce? Pentru că copiii noștri au alternative și ne amenință. Nu mai vin la biserică. Pentru că la voi, la români, e lung. La voi prea multă rugăciune, prea mult cu postul, prea mult cu stăruința. Nu mă înțelegeți greșit, eu nu vorbesc împotriva tendinței americane. Eu iubesc America, eu văd în bisericile americane milioane de lucruri bune. Îi admir pe americani pentru foarte multe lucruri bune care nu ei au venit la noi în țară, noi am venit la ei. Și n-am venit de rău, am venit de bine. Și n-am fugit de bine, am fugit de rău. Vreau numai să spun că în lumea noastră există o tendință care este alternativă la educație. Aș vrea să mă opresc pentru că a expirat timpul și dreptul meu de a vorbi, dar aș vrea să mă uit la, la voi. Beni, sora Gabi, am avut odată vârsta voastră și copilul în cărucior. Astăzi am nepotul în cărucior. Au trecut ani și teoria mea a fost verificată de practică, de tendința născută a copilului de a nu asculta. Stimată familie Toma, frate Simi, sora Adina, aveți astăzi onoarea să o luați de la început, dacă nu-i primul copil, puteți învăța din greșeli. Puteți să faceți din copiii dumneavoastră medici, profesori, campioni la nu știu ce, dar dacă nu veți fi siguri că ajung în cer, nu veți dormi liniștiți. În cer îi duce unul singur, Iisus Hristos, care a murit pe Golgota. Prezentați-l pe acest unic și glorios Dumnezeu și Mântuitor, care vă poate mântui viața și copiii. Pregătiți-vă pentru copiii pentru cer, sunt tați sau mame care pleacă prematur acasă murind. Nu știu dacă mâine mai pot vorbi copiilor mei, dar pot astăzi. Ce vorbesc cu ei când mă întâlnesc? De câte ori mă rog cu ei când pleacă din casa mea? Ce le spun? Care e care influența părinților sau a bunicilor asupra lor? Sunt astăzi părinți și copii care se întâlnesc și se despart, spunând hai și bai și atât nu tu rugăciune, nimic. Și vrem pocăință. Și pastorul îi devine dacă nu există pocăință. Scopul meu nu este să acuz sau să disculp. Scopul meu este să vă spun că trăim o vreme complicată. Și dacă nu strângem rândurile, ne pierdem sufletul. Dacă nu strângem rândurile, ne pierdem copiii. Am investit în copiii aceștia tot ce a fost frumos în noi. Ne-am luat bucata de pâine de la gură. Aproape că am dormit uneori, două, trei ori pe noapte, ca să-i servim, să muncim, să le punem la dispoziție confort, că destul noi am crescut pe dealuri, prin vii, prin pomi și vrem să-i facem fericiți. Însă dacă fericirea aceasta se termină în iad, vreau să vă întreb, este asta fericire? Dacă nu vor ajunge mântuiți în împărăția lui Dumnezeu, este asta fericire? N-am timp să termin predica. Vreau doar să vă spun ultima afirmație informați-vă copiii, pentru că informația creează influență. Influențați-vă copiii, pentru că ea creează conducere. Conduceți-vă copiii la cruce și lăsați i acolo, pentru că rămân într-un loc potrivit. Amin. Vă cer în numele Domnului să vă ridicați și să ne rugăm împreună lui Dumnezeu închiind slujba divină din această dimineață. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.